Noi nu suntem acei cărora ați mărit salariile. Noi suntem medici de familie cu bugete în minus. Au primit regularizări în minus. Avem aceeași bani de câțiva ani încoace. Să nu se gândească pacienții noștri că noi avem salarii mărite. Nu e adevărat. Nici vorbă. Și suntem 11.000 în țară la care se adaugă și asistentele noastre care sunt în acea situație. Asta este. Cheltuielile cabinetului, asistentă, femeie de servici, contabil, tot ce ține de cabinet, să rămână cu bani mai puțin decât un asistent medical. Nu există bani separați pentru salariile din spitale. Din același fond vin și banii noștri și salariile din spitale.